În 2011 am fost implicat, ca să zic așa, într-o situație, urmare căreia s-a născut o scrisoare care a circulat și care a folosit multora. Am fost foarte bucuros să aflu în 2012, vreo 9 luni mai târziu de la data, în decembrie, a început să circule scrisoarea. Și prin august, prea sfârșitul lui august 2012, vreau să aflu de la cineva din Germania, că o tânără din Germania a făcut, plecând de la această scrisoare, a făcut o baladă pe care a cântat-o așa de frumos. Am să vă rog să-mi îngăduiți să lecturez această scrisoare. Pentru că este în conexiune cu tot ceea ce am vorbit până în momentul acesta. Și ar fi posibil să relanseze discursul meu cu întâlnirea noastră. Fire tare de la bun început celor care poate că o cunoașteți. O citesc pentru cei care nu o cunoașteți. Salvați sufletele noastre. SOS. Așa a îndrăznit să scrie cineva pe peretele closetului de la liceu, printre toate celelalte porcării sexuale. Da. Acesta este strigătul meu nerostit. Poate strigătul generației mele înnăbușit în inimile noastre, sub mormanele de gunoi ale vieții de zi cu zi, de chiștoace și de sticle goale, de prezervative și de seringi, de decibelii muzicii date la maxim, de buzele și corpul celui îmbrățișat, nu din dragoste. Ce e aia? Poate că nu știți nici voi, ci din disperarea aceea scârboasă a bătrânilor neputincioși de a nu fi singuri. Da, acesta este adevărul nostru, partea cea nobilă și frumoasă din noi, și nu putem să-l scriem decât pe pereții veceului. De câte ori deschidem gura sau întindem mâna către voi, ne tratați ca pe niște cerșetori, ne dați repede bani sau dulciuri sau țoale, ca nu cumva să ne iasă de pe buze strigătul acesta periculos, care v-ar pune în cea mai jenantă postură din viața voastră, aceea de a nu ști pentru ce trăiți, sau care e sensul vieții la care ne-ați chemat născându-ne. Ori ca nu cumva mâna întinsă să cerșească adevărul pe care nu-l cunoașteți. Asta fiind maximum de onestitate de care sunteți în stare. Pentru că în rest ne mințiți fără probleme. De fapt, ne umpleți și nouă farfuriile cu ceea ce curge din televizoare. Ne dați bani și o rupeți la fugă să faceți alții, lăsându-ne singuri cu cel mai viclean dintre monștrii acestei lumi, banul. Parcă el ar fi nu numai stăpânul vostru, ci și copilul vostru. De multe ori mă întreb dacă voi faceți bani pentru mine sau eu m-am născut ca să dați un sens nobil sclaviei voastre. Deși nu suntem bogați, nici bancheri, nici afaceriști, în casa noastră se vorbește mereu și mereu numai despre bani. Și când mi-i dați, o faceți cu satisfacția celui care și-a împlinit de plin datoria sa sfântă de părinte. Poate că deja nu mai știți să faceți altceva. Când erați tineri, v-ați vândut sufletele banului, ați acceptat viața pe care o dă banul în locul celei pe care o dă Dumnezeu. Și viața pe care o dă banul e o moarte travestită, așa cum iubirea pe care o dă banul e prostituție. Când voi v-ați vândut sufletele, ne-ați vândut și pe noi, chiar dacă noi eram născuți. Căci vânzându-vă, ați făcut din lume o piață de suflete. Știu, după ce veți citi aceste rânduri, vă va părea rău că nu m-ați avortat. Deși majoritatea timpului mi-l petrec ca un avorton pe net, căutând acolo ceea ce nu mai găsesc în lumea voastră. O bucățică de viață proaspătă, cinstită, care să poată fi trăită ca un om, nu ca o mașină. Dar și acolo nu-s decât alți disperați ca mine, care ajungem să mușcăm unii din alții, pentru că și netul e pustiu ca și viețile voastre,
dar cel puțin nu doare ca minciuna care vine de pe buzele părinților tăi. Adeseori stau minute în șir privind lumina monitorului, simțind radiațiile ecranului ca o mângâiere rea, otrăvitoare, dar vădit rea și vădit otrăvitoare. Nu ca mângâierea involuntară pe care mi-o dați punându-mi bancnotele în palmă. Oare de ce am ajuns noi, adolescenții de azi, să spunem ceea ce simțim și gândim doar în scrisorile de rămas bun ale smucigașilor? Nu mai e loc pentru adevăr în această lume. Adevărul nu e bun decât pentru a muri. Mă doare până la os tot ceea ce vă scriu, fiecare cuvânt și fiecare virgulă, pentru că și aceasta este o scrisoare de rămas bun. Am ajuns niște prefăcuți care abia așteaptă pauzele ca să o zbughească printre blocurile din jurul liceului, acolo unde am ascuns o sticlă de băutură și un pachet de țigări, unde dansăm și unde râdem și ne sărutăm cu patima unui protest, scandalizându-i pe locatari. Și ei, săraci, se tem de noi, nu ne spun nimic. Le e teamă că o să-i caftim când vor ieși să ducă gunoiul. Le e frică de pumnii noștri pentru că nu ne-au luat niciodată povara neagră din suflete. De fapt, sunt și unii care ne înjură și ne alungă cu acordul tacit al bătrâneilor fricoși de la ferestre, care parcă toată viața n-au învățat nimic altceva decât să-i alunge pe alții din sufletul lor, ca să nu pună în pericol amărâta lor de viață, pe care n-aș primi-o nici de pomană. Voi ne dați bani știind că noi îi cheltuim pe băutură, pe droguri și pe sex protejat, care vă protejează de fapt pe voi de complicații, de efectele nedorite ale vieții moderne, civilizate. Parcă ați investi într-un serviciu de deratizare care vă scutește de noi și de problemele noastre sufletești, ca de șobolani și de gândaci de bucătărie. Îmi dau tot mai mult seama că voi aveți nevoie de industriile divertismentului mai mult decât noi. Deci nu e așa. Ce v-ați face voi, părinții, dacă într-o zi, când s-ar lua curentul, ar trebui să țineți loc de calculator, de televizor, de bar și de prieteni la un loc? N-ați fi cu totul depășiți. Ați mai zâmbi așa de frumos, așa de relaxați ca atunci când ne dați bani ca să ieșim în oraș? Iată, nici măcar nu îndrăznim să îndreptăm către părinții noștri strigătul nostru de ajutor. Iată că nu credem în voi. Unde e dragostea care ne-ar fi dat această credință? Ați vândut-o de mult pe confort, pe gresia și pe faianța din baie, pe mașina cea nouă din garaj și pe toate celelalte fleacuri pe care mi le băgați în ochi ori de câte ori simțiți în mine revolta. Și ce mă doare cel mai tare este că nu vreți de la mine decât un singur lucru, să ajung la fel ca voi. Pentru asta mă plătiți. Pentru asta îmi îngăduiți toate. Voi nu vă puteți salva nici pe voi înșivă, nici societatea, nici școala. Forme de seriditate consfințite prin vot odată la 4 ani. Numai Dumnezeu ne-ar putea scoate din toată farsa asta tembelă și murdară. Dar El... unde este? Unde este Dumnezeu Mamă? Unde este Dumnezeu Tată? Nu vedeți că banii pe care ne-i dați sunt bani de înmormântare a sufletelor noastre? Nici profa de religie nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Știe doar să mute piesele unui muzeu religios din magazie în sufletele noastre. Ne mai atârnă în colierul disperării noastre un bolovan pe care scrie religie. O colegă satanistă m-a invitat să mă alătur grupului lor. Am refuzat-o. Oricum, viața noastră obișnuită seamănă cumplit de mult cu ritualul și cultul lor. Presupune respingerea, hulirea, batjocorirea și uciderea a tot ceea ce este curat și nobil în noi ca să ne accepte. Cine? Cine să ne accepte? De aceea și ea și tovarășii ei sataniști se simt în această lume ca peștele în apă și ceea ce pentru mine este dureros, pentru ea este plăcut. Practic, ea îmi cere să mă bucur de rău, de absurdul în care ne cufundăm tot mai mult, de anormalitatea relației noastre.
dar prefer să mor decât să accept asta. Dragii mei, scumpii mei părinți, acestea ar fi trebuit să fie ultimele mele cuvinte. Pregătisem totul în detaliu. Când a sunat Ana și mi-a zis să mergem la o mănăstire, am refuzat și m-am dus să mă culc. Dar stând în pat, m-am gândit că dacă tot m-am hotărât să mor, ce mai contează? Dacă cineva m-ar face să mă răzgândesc, înseamnă că hotărârea mea e o iluzie. Înseamnă că mi-e frică, înseamnă că nu fac decât să spun cuvinte goale, să-i mint pe toți ca să mă dau un spectacol și în cel mai scârbos, acela de a cerși atenție cu moartea ta. Când orice ai face și tot nu ești băgat cu adevărat în seamă, nu-ți mai rămâne decât moartea. Știi că la înmormântare vor fi sentimente adevărate, că vei fi plâns și regretat așa cum nu ai fost niciodată. Știi că atunci vei avea valoarea pe care o merită orice om de pe planeta asta când este în viață. Mila aceea esențială care oricât de căzut ai fi, te împinge să te agăți de viață. Știi că oamenii de lângă sicriul tău se vor fi trezit cu adevărat, că te vor privi și îți vor vorbi din inimă. Din inimă. Asta am găsit la mănăstire, mamă și tată. Propria inimă. Mă dusesem să dărâm ultima redută a vieții. Mă dusesem să înfrunt și ultimele argumente ale sufletului, argumentele cele religioase. M-am dus cu o hotărâre furioasă. Am intrat în chilia unui călugăr subțire și palid care privea în podea ca și cum ar fi urmărit o furnică prin microscop. Mi-a făcut semn cu mâna să mă așez pe un scaun, apoi s-a așezat și el. Au trecut câteva minute până când să-mi dau seama că tăcerea lui e mai puternică decât furia mea. Și viața din trupul acela, numai piele și os, înmit mai tare decât lumea plină de disperare și de ipocrizie din care veneam. Încet, încet, fără niciun sunet, inima mi se dezgheța. Frigul din ea se evapora ca și cum suflarea caldă a cuiva ar fi cuprins-o, ca și cum un suflet ar fi intrat în mine și mi-ar fi îmbrățișat sufletul ca să-l încălzească. N-am crezut că există așa ceva, o astfel de dragoste. Am văzut mereu numai atingerea trupurilor, îmbrățișarea lor disperată, care nu atinge sufletul, care lasă sufletele și mai singure și mai pustii. Și mai rece. Există dragoste, mamă. Există dragoste, tată. Suntem în noiembrie și în mine e primăvară. Înțelegeți? Puteți înțelege asta? Sunt plină de izvoare care curg prin noroiul pe care l-au lăsat toate iernile vieții mele în urmă, care acum nu mai ascund sub falsul alb al zăpezii. Văd în mine toată murdăria lumii și am mai multă poftă de viață ca oricând. Dar e soare pe cerul sufletului meu, lumină și căldură, și știu că el are puterea de a usca totul și de a face să crească iarba și că vor ieși florile. Stăteam în chilia aceea într-o tăcere tot mai caldă și mai duioasă. Mă așteptasem să fiu întâmpinată cu reținere, să fiu judecată și combătută, mustrată, luată la rost, să mi se țină predici. Și nimic din toate acestea. Doar un preot călugăr care tăcea. Doar metaniile din mâna lui se mișcau încet ca un ceas care măsura nu timpul, ci mila. De la o boabă la alta, mila aceea plină de înțelegere tot creștea. Până când mulțimea ei mi-a apăsat inima atât de tare încât am izbucnit în plâns. M-am aruncat la picioarele lui și am început plângând în hohote să spun totul. 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 Nu mai știam cine și unde sunt, nu mai simțeam spațiul și timpul. Doream cu disperare doar ca bunătatea aceea ce mi se descoperise să rămână cu mine. Să stau în casa ei și să mănânc la masa ei.
și să privesc prin fereastra ei, să fiu copilul ei, care se joacă în curtea ei, care se bucură de laudele ei. Și pentru asta trebuia să spun totul, să dau totul afară din mine și să mă eliberez de tot ce pusesem până atunci. Să dau afară tot ce era de dat afară, tot întunericul și tot scrâșnetul dinților sufletului meu. Aici, în dragostea aceasta, ar fi trebuit să mă nasc și să locuiesc și să cresc. Aici ar fi trebuit să fiu dintotdeauna și să nu cunosc altceva. Dar eu m-am născut afară din oamenii zgoniți din rai, care s-au învățat să trăiască afară în întuneric și în mijlocul disperării. Oameni care au colonizat ura și durerea continuă. Oameni care locuiesc în mlaștină și care s-au învățat cu căldura ei fetidă. Oameni care au uitat mireasma bunătății și dragostei lui Dumnezeu. M-am îndrăgostit, mamă. Iubesc, tată. Nu un băiat. Nu o haină. Nu o muzică. Nu o școală. Nu o carieră. M-am îndrăgostit de viață, de Dumnezeu și de om. Toate acestea m-au strâns într-o singură îmbrățișare de nesfârșită dragoste și duioșie. Când m-au cuprins de umeri, de umeri și m-au ridicat, nu de pe podeaua de lut a unei chilii, ci din adâncul mormântului în care locuia sufletul meu. Acum, chiar dacă lumea întreagă ar pieri cu toate lucrurile și cu toate modelele ei, fericirea mea ar rămâne neștirpită. Pentru că acum ea nu mai vine din afara mea spre lăuntrul meu ca să depindă de capriciile lumii, ci vine din lăuntrul meu și crește până se revarsă în jurul meu. Și nu trebuie decât un singur lucru, să rămâi credincioasă izvorului ei, Iisus Hristos cel răstignit. Din El curge nespus de bogată această iubire duioasă, mângâietoare, care înțelege și iartă și îndreaptă cu nespusă blândețe toate rătăcirile sufletului. Atât mi-a spus călugărul acela la sfârșitul spovedaniei mele. Acesta care a luat asupra sa păcatele tale și care ți-a dat iertarea, acesta care ți-a luat sufletul în brațe ca pe un prunc și ți l-a încălzit cu suflarea lui dătătoare de viață, este Iisus Hristos Dumnezeu, care s-a făcut om, răstignit pentru vina ta și înviat pentru viața ta. Știu că nu veți înțelege. Oare poate cineva fără să fi cunoscut El însuși, din experiență personală, cele scrise de mine? Dar totuși, am îndrăznit să vă povestesc. Îndrăznesc să nădăjduiesc. Că într-o zi veți înțelege. În zori, după priveghere la sfârșitul liturghiei, părintele mi-a făcut semn să mă aproape și să mă împărtășesc. Nu vă pot spune ce s-a întâmplat atunci. Doar că ceea ce am cunoscut în Sfânta Spovedanie a fost doar un mic prolog. Știu că nu puteți înțelege. Dar vă rog, vă rog din toată inima să mă credeți. Niciodată nu mi-a fost mai dor de voi. Niciodată nu v-am iubit mai curat și mai mult. Aseară când v-am cerut bani pentru imaginarea aniversare la care trebuia să merg, nu știam că am spus ultima minciună. Știam că mă duc să distrug și ultimul argument al vieții. Și iată-mă că întoarsă din morți, ca o ieșită din iad, ca o învinsă de viață, doar pentru că cineva, cu ce mare, a readus dragostea pe pământ, deschizându-și brațele înaintea noastră și îmbrățișându-ne așa cum suntem, cu prețul celor mai cumplite răni. Acum, dragii mei, am pentru ce să trăiesc. Am ce să dau. Acum nu mă mai sperie nicio durere. Hristos le-a transformat pe toate în dureri de naștere ale iubirii. Aceasta trebuia să fie o scrisoare de adio. Și este.
spun adio întunericului, fricii și morții, deznădejdii și singurătății. Adio. Adio în numele Lui.